Pintili a fost integralist în acest meci pe care Al Hilal a pierdut în minutele de prelungire. Golul victoriei pentru Al Shabab l-a dat sudcoreanul Park Chu-yong, care a mai trecut pe la Monaco și Arsenal. Comentatorul arab a nebunit la golul lui Park. A fost prima înfrângere în competiția internă pentru echipa lui Regekamp. Sunt foarte dezamăgit, în primul rând pentru rezultat. Sunt foarte dezamăgit de diferența dintre cele două reprize. Al Hilal a rămas cu 16 puncte după 7 etape și a căzut pe locul 5 după această înfrângere. Pe primul loc este chiar proaspăta echipa lui Pitzurga, Al Ittihad, cu punctaj maxim după primele 7 etape.